Nu ești în acceptare? Ce uitare? Pot eu să uit ce? Să uit când eu sunt, eu sunt vai de mama mea, vai de steaua mea acum. Acum vorbesc așa pentru că așa este. Steaua ta? Păi vorbim general, noi așa suntem. Acum vine asta și mi-am făcut un viitor prost rău de tot, l-am ruinat. Păi cum mi-am proiectat-o? Oh, dar dacă soțul mă va lăsa, dar tu ești în prezent. Tu ești în prezent și te gândești la viitor. Tu n-ai un prezent bun azi și vrei să ai un viitor bun mâine. Când tu ești, am spus, vai de steaua ta, las-o așa, las-o cum vine de la Dumnezeu, că Dumnezeu oricum, ce vrea Dumnezeu să se întâmple, se întâmplă oricum. Noi asta nu înțelegem. Că dacă trebuie să stai cu cineva, vei sta. Asta din experiență, nu? Și dacă nu trebuie să stai cu cineva, nu vei sta, indiferent ce vei face, vei vedea că ăla se duce, că dacă tu n-ai iubire, ce să faci? Să duce unde apucă săracul și atunci de ce te miri? Exact, și de ce te miri? Și o să iei un altul, nu-i se cere nicio socoteală, acolo el rămâne. O să vină o altă relație. Și prima dată e ambalată frumos, am mai spus eu, că așa se dau toate ambalate frumos, că imaginea femeia așa ia imaginea, știi, și ia imaginea. Și apoi stă o relație mai prostă decât prima. Te lovește mai rău, știi ce? Că nu ai acceptat-o pe aceea. Și nu vine, n-are cum să-ți vină ceva mai bun, pentru că tu nu te schimbi. E vorba despre noi, nu e vorba despre nimeni. Singura schimbare este să fii iubirea orice am fi și asta este lucrul cel mai rău. Exact. Pentru că oamenii trăiesc în ego. Din cauza asta a pus o întrebare, ego-ul, dar a pus o întrebare ca să se întărească pe el, nu ca să le ducă situația. Stai să pun și o mască, tu ești domnul.